Bine ai venit la o nouă ediție de știri marca Social Media în culise. Emisiunea este sponsorizată de către Academiei V. Ai șapte zile acces gratuit la toate cursurile fără restricții. Găsești linkul în descriere. Știu că ai puțin timp, pune viteza 1.5 și hai, let's go! Ați știut că două luni în urmă a fost închis proiectul Om Activ? A fost un proiect dezvoltat de către brandul de apă potabilă Om și a durat 5 ani. Platforma omactiv.md este încă în acces liber pentru toți, acolo găsim informații despre sport, fitness, mâncare sănătoasă, apă și alte subiecte pe tema dată, de la cei mai buni experți din țară. Deci nu au reușit să înceapă campania Moldova Place to Find Yourself, cum deja a început să aduni critici. Eu nu stau să vă citesc comentariile Motamo. e vorba de un grup de marketeri de, din Moldova, Mad Marketers, unde s-a publicat campania asta și s-a discutat de către specialiști. Cei drept s-au criticat totul, s-au criticat de la moment, de la scenariu, de la locurile care au fost alese să fie filmate, s-au criticat abordarea, de ce un cover s-a făcut, de ce nu s-a inventat un propriu cântic a Moldovești, și tot așa. Au fost multe discuții care au pus la dubiu abordarea campaniei sau, mă rog, contextul campaniei. Și totodată s-a exclus cumva că asta e abia lansare, nu deja bă să s-a lansat campania și s-a lansat cu un cântic. Cred că nu stăm să discutăm aici, deci dacă sunt multe critici la încercările moldovenilor de a face careva campanii, propun celorlalți moldoveni să gândească o, o, o idee bună, să o împacheteze într-o prezentare, să găsească oameni care o să fie gata să-i asculte, să convingă oamenii ăștia să ia niște bani pe campania asta, apoi să organizeze totul, să realizeze campania, să o implementeze și o să citească la urmă feedback-ul specialiștilor de marketing. Cred că asta să fie cei mai true abordare pentru a simți pe propria piele și înseamnă să critici ori și pas făcut de către alți specialiști. Cred că e timpul să ne unim, dar nu să ne divizăm pe grupe pentru că avem păreri diferite, nu? Dacă la fel ca mine că nu ai reușit să vizitezi Parisul, atunci poți să-l vizitezi online. Ai opțiunea asta din partea Muzeului Louvre. Muzeul a digitalizat 482.000 de opere de artă. Directorul muzeului a ținut să menționeze că pentru prima dată oricine poate avea acces gratuit la întreaga colecție de pe un calculator sau smartphone. Sunt convins că acest conținut digital îi va inspira pe oameni să vină la Louvre pentru a vedea colecțiile cu ochii lor. Guvernul României intenționează să folosească aplicația TikTok pentru a promova campania de vaccinare anti-Covid. Așa ne comunică Forbes România. Aici am o singură întrebare. Când guvernul Republicii Moldova o să înceapă să ia în serios rețelele sociale și o să înceapă a folosă acest instrument dincolo de promovarea campaniilor electorale? Să dovedește a fi un instrument foarte bun de comunicare cu oamenii, nu doar de promovare a unor partide, nu-i așa? Marketing în campanie de vaccinare. Brandul Crispy Cream a anunțat că pe perioada întregului an, anului 2021, va oferi gratuit câte o gogoașă tuturor oamenilor sau clienților care au dovadă vaccinării. Oferta este valabilă în toate locațiile la nivel național. Foarte bun exemplu de a susține inițiativa socială și de a îndemna oamenii să se vaccineze. Rezidenții din Noul Orlean care au nevoie de transport pentru a se deplasa în punctul de vaccinare pot primi o călătorie gratuită sau una cu reducere din partea companiei Uber. O inițiativă foarte bună și interesantă din partea companiei Uber pentru a susține oamenii care au venituri mici sau oamenii vârstnici care au dificultăți cu deplasarea prin oraș. Una din stațiunile de lux din Dubai oferă 25% reducere pentru clienții care au dovadă sau care sunt vaccinați împotriva COVID. Deci avem primele trei exemple de marketing situațional sau marketing social, dacă doriți să-l numiți, și acum v-aș îndemna să vă gândiți dacă cunoașteți branduri locale care fac așa inițiative și poate dacă sunteți marketeri să vă gândiți cum puteți voi susține și îndemna oamenii să meargă și să se vaccineze. Recent, acțiunile companiilor europene de modă au scăzut foarte brusc și totul din cauza anumitor critici tărnite pe internet pentru brandurile HM, Adidas și Puma. Criticile au apărut din cauza că brandurile nu are care măsuri exploatează forța de muncă și anume oamenii care se ocupă și produc bumbacul din regiunea nord a Chinei. Aici Andam a fost scos din principalele magazine de e-commerce din China și mai mulți utilizatori, de fapt influenceri, au reziliat contractele cu mai multe branduri renumite, cum ar fi Nike, Adidas, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Puma, etc. Plus, la toate o serie de utilizatori au spus că nu vor mai procura produse de la Nike, ci vor opta pentru brandurile locale. Wall Street a menționat că acțiunile Nike au scăzut cu peste 3%, Adidas cu 6% și în Suie, de aici, îndăm cu 2%. Săptămâna trecută, brandul Volkswagen a anunțat un rebranding, mai bine zis, un renaming, precum că își schimbă numele din Volkswagen în Volkswagen. Mai târziu, sau un scurt timp, acest comunicat de presă a fost șters de pe site-ul lor. În acest comunicat de presă, producătorul auto menționa că această inițiativă este mai mult decât o campanie de renaming. Volkswagen este o declarație publică, precum că producătorul vrea să investească în producerea automobililor electrice. Volt este unitatea de măsură pentru tensiunea electrică. Astfel, noul nume va sublinia eforturile companiei în domeniul uh, automobililor electrice. Totul e bine și frumos, doar că ulterior oficialii de la Volkswagen au anunțat că asta trebuia să fie o știri din 1 aprilie, dar situația le-a scăpat de sub control. Oare? Prima mea întrebare când să fac așa chestii și să anunță apoi că e greșeală. Oare? Oare a fost o greșeală? Oare le-a scăpat de sub control? Dar cum poate scape de sub control situația la un brand ca Volkswagen? E bună întrebare. Cel puțin câteva zile știrea au fost luată în serios și a fost distribuită de foarte multe surse și site-uri de știri. Pe s-a întâmplat. Contul de Instagram Dolce Gabbana a fost acuzat de susținerea comunității LGBT de către deputații ruși. Cer verificarea contului oficial de Instagram Dolce Gabana pentru încălcarea unui cod și anume propagarea valorilor sexuale netradiționale în rândul minorilor. Brandul a folosit imagini ale reprezentanților comunității LGBT și după cum pare, Rusia încă nu este pregătit pentru așa ceva. Agenția The Clients a relansat marca Dodo Pizza în Marea Britanie. Este vorba despre un proiect menit să reunească timp de 15 săptămâni absolut toți locuitorii regatului. După ce au câștigat licitația, eu înțeles că fraza Divided Kingdom nu este doar ceva foarte popular, dar e cumva reflectarea realității. Este vorba despre context istoric, despre Brexit și despre diferențiere socială. Dar totuși există un singur lucru care cumva îi unește pe britanici, anume pizza. Au dezvoltat 8 idei de design de la clasic la artă stradală, de la minimalism la drepturi de autor complicate. Dodo pizza a ales conceptul Agree to Disagree, unde erau reflectate elementele contrarii ale culturii britanice. Înainte de proiectul cu Dodo pizza, de erau foarte axați pe rezultat, și asta ar însemna faptul că vine brieful și timp de maxim 3 săptămâni ei revin cu un rezultat. Acest format de sprinturi a fost foarte neobișnuit, dar eficient. Săptămâna trecută, la ONU, a fost adoptat comentariul general numărul 25 cu privire la drepturile copiilor în mediul digital. Concluzia? Copiii trebuie lăsați liberi în lumea digitală, urmând doar să fie protejați de violență, de exploatare, de abuz și de dezinformare. Asociația Voci pentru Democrație și Justiție, vedem just, a anunțat că drepturile omului au pășit într-o nouă ieră, în era digitală de fapt. Documentul afirmă în mod clar că este foarte important accesul la mediul digital, la alfabetizarea digitală, la protejarea vieții private și la siguranța online. Se va modifica legislația cu privire la drepturile copiilor, se va identifica un organism național și se vor aloca resurse în acest sens. Petr Kellner, cel mai bogat om din Cehia și cofondatorul PPF Group, care a procurat ulterior în 2019 ProTV România, a decedat. Totul s-a întâmplat în Alaska în data de 27 martie, într-un accident cumplit cu elicopterul. Potrivit Forbes, Kellner a fost o figură de afaceri foarte importantă cu o avere estimată în jur de 17,5 miliarde de dolari. El a început să vândă aparate de fotocopiat după Revoluția de Catefea din 1989. Afaceristul ceh a înființat pe ul împreună cu partenerii săi pentru a privatiza țara de sute de companii de stat. Grupul s-a extins în telecomunicații, finanțe, biotehnologie, mass media și producții, acumulând active în valoare de 44 miliarde de euro. Încrederea fanilor în bloggeri este în scădere în întreaga lume. Astfel, doar 42% dintre toți utilizatorii din online mai au încredere în influențări. Asta ne comunică nou un studiu realizat de agenția UM. Acum câțiva ani, pentru a avea un milion de urmăritori, trebuia să fie cu adevărat special și deosebit. Acum însă, bloggerii au învățat să facă marketing și să atragă noi urmăritori prin campanii plătite. Pe de o parte, prețul de publicitate la influenceri a crescut și influencerii fac mai mulți bani și avem pe de altă parte situația în care utilizatorii se implică tot mai puțin în conținutul lor pentru că conștientizează de fapt că asta e product placement. Dacă e să comparăm engagement rate-ul, deci indicatorul care ne arată rata de implicare a fanilor în conținutul influencerului, avem următoarea situație. La micro avem un engagement rate de 3,8%, iar la influențări cu număr mult mai mare de urmăritori avem un ER de doar 1,2%. Aici mi se confirmă cuvintele care le spun deja în consultațiile mele de 2 ani. Colaborați cu influencerii mici. Ei sunt mult mai dedicați fanilor și fanilor îi ascultă și eu mult mai în serios decât eu, de exemplu, un influencer cu un milion de follower, mai ales în piața Moldovei și a României. Pentru ce să dai 5.000 de euro unui influencer mare când poți să dai, de exemplu, cât 500 de euro la 10 influenceri mult mai mici și să acoperi e, diferite segmente și să testezi totodată colaborările și audiențele cu influenceri ăștia și cu fanilor. lor. Au fost publicate rezultatele studiului elaborat de Data Intelligence RL. Este vorba de un chestionar la care au participat 633 de persoane din Republica Moldova cu vârsta peste 18 ani. Cel mai des sunt urmărite următoarele posturi TV, Prime, Jurnal TV și Pro TV. Top 3 cele mai recunoscute mărci din publicitate TV sunt Sebo, Dormeo și Delimano. Top 3 cele mai difuzate publicități sunt din nou Sebo, Orange și Mulțel. Topul rețelelor de socializare este deschis de către Facebook, pe locul 2 Adnoclaskniki și pe locul 3 Instagram. Potrivit unui studiu realizat de Independent Co, Instagram este cea mai invazivă aplicație care folosește datele personale pentru a le distribui persoanelor și aplicațiilor terțe. Se divulgă istoricul căutărilor, locațiile, informațiile despre situația financiară a fiecărui utilizator, etc. A doua rețea acuzată pentru aceeași infracțiune este Facebook. Se pare că rețeaua a dat către părți terțe aproximativ 57% din datele personale. Marketing situațional de la SEBO sau cum apreciez afișul noului film? Avem SEBO, Godzilla și King Kong. Compania de microfinanțare sebo.media este unul dintre liderii publicității din Republica Moldova. Asta, de fapt, ne confirmă și rezultatele sondajelor din știrea precedentă. Compania încearcă pe toate, de fapt, în marketingul lor, de la memuri, spoturi virale, provocări, challenge-uri, asocierea mascotii cu tot felul de cauze foarte populare departamentul de marketing lucrează destul de serios acolo sau cel puțin știe ce face și cunoaște bucătăria social media marketingului. Unul din comentarii e, sună în felul următor. Chiar dacă procentul la SEBO e destul de urât, marketingul lor e din nota 10. Și nu, eu nu o să spun ce chici tu. Un mafiot italian se ascundea cu succes în Republica Dominicană până ce nu și-a făcut un cont pe YouTube, și anume un canal culinar. Mark Ferenc Claude Bjart. Se ascundea de arest din 2014 pentru trafic de cocaină în Olanda. Mafiotul de 53 de ani își publica rețetele preferate pe canalul său de YouTube și își ascundea foarte bine fața. Dar din păcate nu s-a gândit absolut deloc la tatuajele sale prin care a și fost identificat de către poliția italiană. BBC informează că a fost rădat de către dragostea sa față de mâncare. Dragă COVID, te-am băgat în ceață. Uitați-vă acum la afișul care apare în fața voastră pe ecran și spuneți-mi, la și să referit brandul sau compania Dr. Clean. Și au vrut să ne comunice prin astfel de banner. Da, compania Dr. Clean prestează servicii de dezinfectare, dar este o probabilitate că acest mesaj va fi înțeles fie de un public foarte restrâns de oameni, fie nu va fi deloc înțeles de către publicul larg și astfel pot apărea multe discuții sau multe neînțelegeri. Cum asta poate afecta brandul sau cum va reacționa publicul, cred că o să ne scrieți voi în comentarii pentru că eu nu știu cum să comentez. Ne-a părut haios, ne-a părut ciudat, am vrut să vă arăt, dar nu pot să-l comentez. Cam atâta pentru azi. Stați alături de noi, abonați-vă, apăsați clopoțelul, veniți în grupul social media în culise, citiți articolele din blog. Și haideți împreună să devenim o comunitate mult mai puternică ca să putem fi competitivi la nivel internațional. Numai bine!